Detalii în cazul atacului armat de la cazinoul din Pitești din această dimineață. Jaful a durat mai puțin de un minut, iar camerele de supraveghere au surprins tot momentul. Doi tâlhari au dat buzna în sala de joc, au atacat doi angajați și au furat încasările de peste noapte. Paznicul și caserița au tras spaima vieților și au făcut și primele declarații în fața jurnaliștilor. Acum întreg orașul este împânzit de echipaj. Poliției, oamenii legii cer ajutorul populației pentru a identifica pe cei doi tâlhari. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. La 6 și 16 minute a fost acționat butonul de panică, am ajuns la obiectiv în jur de 2 minute, 2 minute și ceva. Ce se întâmplă? Din spusele angajaților am înțeles că au intrat două persoane mascate, unul cu un pistol în mână și celălalt cu un topor. A fost pus pistolul la cap fetei, a fost trădită pe jos, toporul a fost pus la gât agentului de pază, după care au luat banii. Cât a durat acțiunea? Noi informații despre starea de sănătate a șefului PSD, Liviu Dragnea, are dublă hernie de disc și va rămâne internat pentru câteva zile, susține Codrin Ștefănescu. Medicii decid astăzi dacă liderul social-democraților va fi operat. Liviu Dragnea ar trebui să se prezinte mâine la Curtea Supremă în procesul privind angajările de la protecția copilului Telorman. Eu vă mulțumesc mult, sincer, nu mai pot să stau, pentru păcate. Și vă doresc o zi bună și un weekend plăcut, ce am mai rămas. Potrivit secretarului general al Partidului Social-Democrat, medicii l-ar fi anunțat încă de aseară pe Liviu Dragnea că trebuie să rămână internat pentru câteva zile. Vor urma analize suplimentare, spune Codrin Ștefănescu. Medicii nu exclud varianta unei intervenții chirurgicale. Diagnosticul este dublă hernie de disc. Liviu Dragnea a fost prezent sâmbătă la PSD Ilfov, unde au avut loc alegeri pentru organizația locală. La puțin timp după conferința de presă, șeful PSD a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital. Dragnea urma să fie reaudiat luni la instanța supremă în procesul privind angajările fictive de la protecția copilului Teleorman. În primă instanță, șeful PSD a fost condamnat în 2018 la 3 ani și jumătate de închisoare. Procesul a fost amânat luni întregi în urma unor decizii ale CCR. La termenul din 19 februarie, instanța a dispus reaudierea inculpaților Dragnea, Nicolae Liviu și șeful Olguța și le-a pus în vedere să se prezinte la termenul din 18 martie. Protestantii PSD la Brăila, miniștrii și șefii partidului au intrat în sediul PSD printr-o intrare laterală pentru a evita protestatarii. Fiind singurul guvern, că nu va ajunge la Brăila la evenimentul organizat pentru alegerile interne din organizația județeană. Scandalul a continuat și în plină ședință a partidului. Un protestatar a reușit să intre în sala unde au loc alegerile și a strigat jos PSD în timpul discursului senatorului Ion Rotaru, cel care candidează pentru funcția de președinte al PSD Brăila. Fiind singurul guvern, alertă în România, o nouă tulpină de virus rujeolic a fost descoperită la bolnavii din țara noastră, iar epidemia declarată în urmă cu 2 ani nu dă semne să înceteze. Deși cazurile de îmbolnăviri se înmulțesc îngrijorător, rata de vaccinare este sub cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. În tot acest timp, legea vaccinării zace în Parlament. În acest moment se cunosc numai puțin de 24 de genotipuri de virus rujeolos, iar dacă în România de obicei ne confruntam cu genotipul de 4, s-au depistat noile epidemii de gripe și B3. Chiar au fost suspiciuni că mortalitatea mare în această epidemie este legată de faptul că ar fi provocat acest nou genotip, dar datele din literatură nu asigură suport pentru astfel de afirmații, deci nu putem vorbi despre agresivitatea mai crescută în funcție de genotip.
A fost descoperită o nouă tulpină de rujeolă în România. Acest virus a ucis deja 62 de oameni, dintre care majoritatea sunt copii. Până acum au fost descoperite peste 16.000 de cazuri de rujeolă. Doar în ultima săptămână au fost raportate 48 de cazuri noi, iar cele mai multe sunt în Neamț, Buzău și Sălaj. Specialiștii trag un semnal de alarmă. Suntem pe un teren minat din punctul de vedere a infecțiilor cu astfel de boli care se transmit cu mare ușurință. Pentru că, pe de o parte, avem cele două bariere care nu am reușit să le rezolvăm nici în acest moment și ar fi o măsură de urgență, de sănătate publică, pentru că astfel de epidemii se pot întâmpla la 3-5 ani, mai ales când vorbim despre aceste perioade. Noua tulpină a virusului rujeolic a fost descoperită în nordul țării și a fost adusă cel mai probabil din zona de est a continentului. Medicii spun însă că vaccinul care există în prezent ne poate proteja. În ultimul an, rata de vaccinare împotriva rujeolei a crescut la a doua doză de la 65% la 70%. Cu toate acestea, doctorii susțin că este prea puțin. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății spune că pentru ca populația să fie protejată, rata de vaccinare trebuie să fie de cel puțin 95%. Autoritățile au obligația de a asigura vaccinul, dar ar trebui să se implice constant în campanii de educare a populației. Specialiștii consideră că legea vaccinării este absolut necesară. Incendiu violent la cel mai mare complex de agrement din Târgu Mureș. Întreaga clădire a ars ca o torță în doar câteva minute, iar intervenția pompierilor a fost mult îngreunată de vântul care bătea cu putere. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 5 ore. Din fericire, nu există victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Clipă de coșmar au fost și într-o localitate din județul Gorj, acolo unde două case au fost mistuite de flăcări. Flăcările au izbucnit la un restaurant situat în zona centrală a complexului, iar riscul era să se propage la terasele aflate în jur. Detașamentul de pompieri Târgu Mureș a fost solicitat să intervină în incinta complexului de agrement și sport Mureșul pentru stingerea unui incendiu izbucnit la terasa unui restaurant. S-a intervenit cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă, intervenția fiind una dificilă. După 5 ore de la intervenție, pompierii au reușit să stingă focul. Nu s-au înregistrat victime, iar flăcările au fost stinse înainte de a se extinde la celelalte clădiri din zonă. Complexul Weekend este cunoscut ca fiind cea mai căutată zonă de agrement din județ, în sezonul de vară mii de oameni venind aici. Clipe de groază și în județul Gorj, unde două case au ars ca o torță. Alarma s-a dat aseară aproape de miezul nopții. Câțiva localnici de la marginea orașului Novaci au simțit un miros puternic de fum și au alertat disperați autoritățile. Între timp, flăcările uriașe au făcut prăpăd la cele două locuințe. Acestea s-au extins rapid la alte două magazii cu lemne și au ars fără oprire minute în șir. Localnicii au pus mâna pe mai multe găleți cu apă și au încercat să stingă flăcările, însă în zadar. La fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de stingere din cadrul serviciului voluntari pentru situații de urgență. Echipele de intervenție au dus o luptă contra cronometru, deoarece flăcările se extindeau rapid din cauza vântului puternic. După mai bine de 2 ore, pompierii au reușit să oprească vâlvătaia. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului violent, proprietarii celor două case au reușit să iasă la timp din locuințe și nu au existat victime. Cod galben de accident azi noapte pe șoselele din țară. În Constanța, un bărbat a fost pulberat de un șofer care circula cu viteză. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă din cauza rănilor grave a murit. În Focșani, 3 oameni au ajuns de urgență la spital după ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului într-o curbă extrem de periculoasă și a intrat într-un cap de pod. Scene incredibile au fost surprinse și pe DN13, unde o tânără a scăpat ca prin minune după ce s-a răsturnat cu mașina și a rămas captivă în autoturism. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Tragedia a avut loc cu puțin timp înainte de miezul nopții la ieșirea din Constanța. Un bărbat de 81 de ani a fost accidentat grav de o mașină. Medicii s-au chinuit minute în șir cu victima, însă fără succes. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului care venea din Călăraș nu l-a văzut pe bătrânul care se afla într-un scaun cu rotile. Drumul nu era luminat suficient, iar victima nu avea o geacă reflectorizantă, așa că bărbatul nu l-a văzut la timp și nu a mai putut evita impactul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă pe numele șoferului.
Operațiune de salvare dificilă și în Brașov pe DN13. O tânără s-a răsturnat cu mașina și a rămas captivă în autoturism. Pompierii de la descarcerare s-au chinuit minute bune să o scoată din mașină. Un autoturism s-a răsturnat, o persoană a rămas încarcerată. La fața locului s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare, un echipaj smurt și un echipaj cu apă și spumă. Tânăra șoferiță în vârstă de 22 de ani a avut noroc să fie scoasă în viață din mașina făcută praf. Este conștientă, a suferit leziuni la nivelul membrelor superioare și la nivelul capului. A fost preluată și transportată la spital de către un echipaj smurt. Alcoolul face ravagii la volan. Un accident cu 3 victime a avut loc în Meri și județul Mehedinți. Cele 3 persoane au fost descarcerate de un echipaj specializat și ulterior au fost transportate la spitalul din Motru. În Vrancea, alți 3 oameni au fost grav răniți după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă și a intrat fix într-un cap de pod. Scenariul s-a repetat și în Târgoviște, unde o femeie de 30 de ani care circula cu viteză a lovit 2 stâlpi de electricitate. Inițial, șoferița vinovată a fugit de la locul accidentului, însă după 2 ore s-a prezentat singură în fața polițiștilor. A crescut bilanțul morților în urma atacului sângeros din Noua Zeelandă. Autoritățile au anunțat că numărul victimelor a urcat la 50 de morți. Printre persoanele ucise se află mame, tați, bunici, care sunt plânși acum de apropiați. Cel puțin 5 copii au căzut victima australianului Brenton Tarrant, cel mai mic având numai 3 ani. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Străzile de lângă cele 2 moschei din Christchurch s-au transformat în loc de pelerinaj. Rudele și prietenii celor 50 de oameni asasinați în urmă cu 2 zile de australianul care a deschis focul au venit să-și plângă apropiații. Printre morți se numără medici, ingineri, profesori, refugiați, imigranți, dar și persoane născute în Noua Zeelandă. În urma atacului sângeros, 5 copii și-au pierdut viața. Abdullahi Dirie, de 4 ani, se afla împreună cu tatălui Adan Ibrahim Dirie și ceilalți 4 frați ai săi la moschee în momentul atacului. Frații lui au reușit să scape, tatăl fiind rănit, însă micuțul a murit pe loc. O altă victimă este un băiat de 14 ani. Tatălui a povestit cu lacrimi în ochi că băiatul se afla împreună cu mama lui și câțiva prieteni la moschea Al-Noor, așa cum făcea în fiecare vineri. Mi-am pierdut băiatul, abia împlinise 14 ani. Nu am fost informat oficial despre moartea lui, dar știu pentru că a fost văzut într-o baltă de sânge pe podeaua moscheei, a povestit îndurerat tatăl. Un bărbat din Pakistan și fiul său Talha, de 21 de ani, se numără printre victime. Potrivit presei, Naem a murit în încercarea de a-i lua arma atacatorului. Născut în Kuwait, Ata El Ayan, de 33 de ani, era director al unei companii din Christchurch, LWA Solutions. Devenise tată de curând și era pasionat de fotbalul în sală, fiind portar al unei echipe naționale. Medicul Harun Mahmud, de 40 de ani, a lăsat în urmă o soție și 2 copii de 13, respectiv 11 ani. El era director adjunct la Colegiul Canterbury, o școală privată, și era de origine din Pakistan. Australianul de 28 de ani, Brenton Tarrant, suspectul în urma atacului asupra a 2 moschei din Christchurch, a compărut sâmbătă în fața instanței care l-a acuzat de crimă. Militantul de extremă dreaptă a ascultat impasibil acuzațiile ce i-au fost aduse și nu a solicitat să fie eliberat pe cauțiune, rămânând în închisoare până la următoarea apariție în fața instanței, prevăzută pentru data de 5 aprilie. Șoferii care rămân fără permis ar putea să-și aleagă singur perioada în care n-au voie să conducă. Inițiativa legislativă depusă la Senat de un parlamentar ALDE provoacă mare vâlvă printre români. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că dacă această lege va intra în vigoare, numărul neregulilor și al accidentelor va crește. Este o notă de fundamentare care este pur și simplu, cred că, făcută de unii care habar n-au pe ce lume trăiesc. Așa ceva este incredibil. La Senat a fost înregistrată recent o propunere legislativă care prevede faptul că în cazul suspendării provizorii a permisului auto, conducătorul auto poate să-și aleagă perioada suspendării. Cei care ar putea beneficia de lege, dacă aceasta va fi adoptată, vor fi șoferii cărora li se suspendă temporar permisul pentru anumite contravenții. Însă nu toți conducătorii auto vor avea acest noroc. Unii șoferi nu sunt de acord pentru că o astfel de lege ar putea încuraja nerespectarea regulilor de circulație. Specialiștii spun că dacă această lege urmează să fie adoptată, numărul incidentelor din trafic va crește. Vom prezenta un program tocmai pentru a aduce acest sistem, pentru că traficul rutier este
este problemă de viață. Inițiatorii propunerii legislative, doi deputați ALDE, susțin că legea i-ar putea ajuta pe șoferii profesioniști care rămân fără permis după abateri minore. Potrivit codului rutier, șoferii pot fi sancționați prin suspendarea permisului pentru o perioadă de 30, 60 sau 90 de zile. Și continuăm, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultim moment. Vorbim despre o descoperire macabră. Salvamontiștii din Bușteni au descoperit cadavrul unui bărbat undeva în munții Bucegi. Pentru a afla mai multe, intrăm în legătură telefonică directă cu domnul Gheorghe Haiduc de la Salvamontul din Bușteni. Bună ziua! Bună ziua! Ce informație aveți, domnule Haiduc? Întâi să fac o precizare. Nu am descoperit noi cadavrul, a fost descoperit de... Spuneți-ne exact cum s-a întâmplat. De două persoane, doi oameni ai muntelui care au coborât ei pe firul Văi Albe. Era destul de târziu. Aseară când am fost anunțați, n-am putut să... Adică am considerat că nu este cazul să ne riscăm intervenind pe timp de noapte în această zonă. Ne-am format echipa. Azi dimineață am ajuns în această zonă. Am identificat cadavrul. Din păcate nu este persoana... Bine, din păcate... Asta este, nu este persoana căutată, cea din Târgu Mureș, este o altă persoană de 35 de ani din Giurgiu, echipată necorespunzător în sensul că echipamentul pe care îl are este cel de oraș, este în blugi, în adidas, fără rucsac, o bluză, da, într-o și zonă... Asta vreau să vă întreb, care, într-o zonă în care să intră și să... Adică de oameni pregătiți de munturi și numai cu colțari, și cu echipamentul special adecvat. Dar credeți că a fost vorba de o căzătură sau faptul că era echipat necorespunzător, nu, l-a condus la hipotermie? Nu, este și lovit, a alunecat, cu siguranță. Bine, asta nu cu siguranță, nu putem spune noi că dacă cu siguranță decesul se datorează căderii, dar e posibil. Am înțeles. Din ce mi-ați spus, că are 35 de ani și e din Giurgiu, înseamnă că avea acte de identificare asupra sa? Da. Ați luat legătura cu rudele, cu... Da, stați puțin, că noi... Da, din păcate am pierdut legătura cu șeful salvamontului din Bușteni, Gheorghe Haiduc. Așadar, salvamontiștii au fost alertați de un grup de turiști aseară care ar fi descoperit cadavrul unui bărbat. Plecând în căutarea acestui cadavru, au dat de cadavrul altei persoane. Este vorba de un bărbat de 35 de ani din Giurgiu. Spunea domnul Haiduc că era echipat necorespunzător și se pare că era și lovit. Vom vedea ce s-a întâmplat mai exact. Vă ținem la curent cu toate informațiile. Mergem mai departe cu știrile. Un român beat Criț a bătut de unul singur 3 patrule de carabinieri într-un bar din sud-vestul Italiei. Într-un final, scandalagiul a fost potolit și dus în arest după ce la fața locului au fost chemate întării. Incidentul a avut loc într-un bar din orașul Salerno. După ce a băut bine preț de câteva ore, românul scandalagiu și-a ieșit din minți. Bărbatul a început mai întâi să-i agreseze pe patronii barului respectiv, astfel că oamenii au sunat la 112. Crezând că vor calma spiritele odată cu sosirea echipelor de intervenție, patronii clubului au făcut mai mult rău. Inițial, la fața locului a ajuns o patrulă de carabinieri care a fost atacată imediat cu sticle și pahare de către scandalagiu. Bărbatul i-a bătut bine pe polițiști care au chemat apoi alte 2 patrule în ajutor. În ciuda numărului mare al celor care au intervenit, românul a reușit să rănească grav și alți carabinieri. Unul dintre aceștia a ajuns la spital cu răni grave în zona capului, în timp ce altul are acum mâna în gips. Într-un final însă bărbatul a fost potolit cu greu de carabinierii care rămăseseră în picioare. Scandalagiul a fost arestat și trimis după gratii. Mai mult, în timpul audierilor bărbatului, autoritățile italiene au descoperit că acesta avea antecedente penale și pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare în 2017. Ele nu țin mai mult de 24 de ore. În ziua în care românii au cerut în cor autostrăzi, ministrul transporturilor Răzvan Cuc s-a dus în Bacău ca să anunțe că începe construcția centurii ocolitoare a orașului, pe care pompos o numește autostradă. La o zi distanță, nici urmă de muncitori ori de utilaje. PSD a anunțat pe Facebook, vă reamintesc că vineri la ora 12:30 încep lucrările pentru autostrada Moldovei, folosind o imagine din Rusia. Și suntem în legătură telefonică directă cu
purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Bună ziua, domnule Șerbănescu. Bună ziua. Unde sunt utilajele? Doamne, deci am văzut și eu acele poze. Sunt niște poze, vă spun, un fake grosolan. Deci, practic, încercăm să omorâm prin poze și ultimul constructor român care chiar face treabă serios. Acele poze sunt făcute răuvoitor pe o zonă unde fusese așezat terasament deja. N-au pozat, în schimb, unde se fora și unde erau 5 foreze care forează coloane pentru a stabiliza solul. De asemenea, utilajele sunt grupate în anumite zone de lucru, nu sunt împrăștiate pe tot șantierul. Mai e un lucru, au filmat sau au pozat niște utilaje care veneau în șantier, nu plecau din șantier, dar utilajele în șantier sunt mutate la punctele de lucru. Deci nici vorbă, am vorbit și cu cei de la UMB pentru a mă convinge că așa este. Mi-au spus, domne, am lucrat până sâmbătă noaptea. Se știe că UMB-ul lucrează inclusiv noaptea la lumina reflectoarelor. Și acum să vă mai dau o știre care, probabil că pe care unii vor încerca să o prezinte ca pe o știre. UMB-ul lucrează 3 săptămâni, iar o săptămână lasă oamenii liberi. 3 săptămâni se lucrează zi și noapte. Iar dar nu e aceasta săptămâna în care UMB-ul a lăsat oamenii liberi? Nu, și tocmai asta vreau să vă spun, că UMB-ul a lucrat. Dar aceia care au făcut aceste poze le-au făcut într-o zonă în care vreau să arate că nu se lucrează. Fals! Au, de exemplu, acum UMB-ul are în șantier, are 100 de utilaje. Și vă mai spun un lucru. UMB-ul trebuia să aibă perioada de proiectare de 6 luni. A scurtat perioada de proiectare la 3 luni. Deci în 3 luni au terminat proiectul, s-au apucat și de treabă. Pe 8 martie au intrat în amplasament. Deja au 10% progres fizic. Deci despre ce vorbim aici? Vorbim de o manipulare care, prin care unii încearcă să arate că nu se lucrează, că constructorii români nu sunt în stare să lucreze. Nu e adevărat. Mai bine s-ar duce pe șantierele cu constructorii pe care îi apără unii și alții și să vadă că acolo chiar nu se lucrează. Am înțeles. Deci dumneavoastră spuneți, domnule Șerbănescu, că aceste poze care au apărut sunt niște fake-uri și nu vă referiți nicicum la cele poze prin care se anunța pe Facebook de către Partidul Social Democrat poze din Rusia. Doamnă, să distingem între planuri. Eu nu fac politică, de fapt. Eu vorbesc de constructori. Constructorii construiesc în orice perioadă politică. Să ne apucăm, practic, să ne batem joc de un constructor român, mi se pare jenant, până la urmă. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru punctul dumneavoastră de vedere. Alin Șerbănescu a fost purtătorul de cuvânt al CNAIR și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultim moment. Vorbim despre... Da, vorbim despre un accident grav care s-a produs în Olt, o ciocnire violentă, mai exact, între un microbuz și o mașină, în urma căreia 4 persoane au avut de suferit. Microbuzul s-a răsturnat, iar în acest moment în Olt traficul este blocat. Încercăm să aflăm mai multe informații de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Alin Băsășteanu. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact, domnule Băsășteanu? În eveniment au fost implicate un microbuz în care se aflau șoferul și 3 pasageri și un autoturism în care se afla șoferul. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate resurse de la detașamentul de pompieri Slatina, dar și de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cele 5 persoane implicate în accident au fost găsite conștiente în afara autoturismului, autoturismelor, nefiind persoane încarcerate. 4 dintre acestea au fost asistate medical la fața locului, iar 2 persoane, este vorba de un bărbat în vârstă de 63 de ani, pasager în microbuz, și șoferul autoturismului în vârstă de 48 de ani, au fost transportați la spitalul din Slatina pentru îngrijiri medicale. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Alin Băsășteanu, a fost în legătură telefonică directă. Situație delicată în Marea Britanie în contextul ieșirii din Uniunea Europeană. Delegatul Austriei la negocierile privind Brexitul pune pe masă condiții severe Londrei. Despre ce este vorba, aflați după o scurtă pauză de publicitate.
relații externe, Marea Britanie trebuie să participe la alegerile europarlamentare dacă se va amâna ieșirea din blocul european până după 1 iulie. Declarația a fost făcută de delegatul Austriei la negocierile privind Brexitul la doar câteva zile după ce Parlamentul Britanic a votat în favoarea extinderii negocierilor cu Uniunea Europeană după termenul limită de 29 martie. Într-un interviu acordat ziarului Der Standard, delegatul austriac la negocierile pentru Brexit a afirmat că, în condițiile în care pare evident că Regatul Unit nu va mai avea cum să părăsească Uniunea Europeană înainte de 26 mai, atunci când sunt programate alegerile europarlamentare, singura variantă ce poate fi luată în calcul este participarea Marii Britanii la scrutin. Trebuie să așteptăm și să vedem ce va propune guvernul de la Londra. Dacă va fi o amânare până după 1 iulie, atunci Marea Britanie va trebui să participe la alegerile europarlamentare din luna mai. UE nu a respins niciodată în negocieri ceva din motive principiale. Acest lucru se aplică și amânării. Nu ar trebui să eșueze din cauza noastră. Mai mulți lideri europeni au declarat deja că Marea Britanie ar trebui să părăsească blocul comunitar înaintea alegerilor din mai sau să participe la alegerile europarlamentare. În același interviu, delegatul Austriei la negocierile privind Brexitul a afirmat că este posibil ca Uniunea Europeană să fi fost prea blândă cu Marea Britanie și să fi acordat prea mult timp pentru discuțiile interne. Poate am fi putut fi mai duri în unele momente. Nu am făcut acest lucru, așa că i-am permis probabil prea mult scenei politice britanice să piardă vremea și să nu răspundă unor întrebări cu adevărat dificile, care sunt discutate acum. Premierul britanic Theresa May va merge din nou la Bruxelles săptămâna viitoare pentru a cere o amânare scurtă a procesului de retragere din Uniunea Europeană, după ce Parlamentul britanic a votat în favoarea extinderii negocierilor până după termenul limită de 29 martie. Noi violențe la Paris în cea de-a 18-a săptămână de proteste organizate de Mișcarea Vestelor Galbene. Manifestanții au spart geamurile unor magazine de pe Champs-Élysées și au sustras bunuri de lux, au incendiat un autoturism, sediul unei bănci, dar și un imobil de locuințe. Un gest catalogat de autorități drept act criminal. 11 oameni au fost răniți și peste 100 arestați. A fost haos în centrul Parisului, unde, în ceea ce putem numi actul al 18-lea al protestelor, au ieșit în stradă aproximativ 8.000 de manifestanți. Unii dintre ei au devenit însă agresivi, iar marșul a degenerat în acte de violență încă din prima parte a zilei. Manifestanții au produs pagube semnificative, au spart geamurile unor magazine, au furat bunuri din respectivele centre comerciale, au incendiat pubele de gunoi, un chioșc de ziare, un autoturism parcat în zonă, dar și sediul unei bănci. Pe una din străzile din centru, protestatarii au incendiat un bloc de locuințe și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru evacuarea persoanelor aflate înăuntru. De altfel, incidentul a fost calificat de către autorități drept unul de neiertat, un act criminal. Un fum gros și negru se ridica la orele prânzului deasupra bulevardului simbol al capitalei Franței. Autoritățile spun că de vină este un grup de aproximativ 1.500 de indivizi extrem de violenți ieșiți în stradă cu scopul clar de a semăna haos și care s-au infiltrat printre protestatarii pașnici. Pentru a încerca să calmeze spiritele, forțele de ordine au fost nevoite să folosească tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Circulația pe Champs-Élysées a fost închisă, iar zona securizată cu blindate. De altfel, ministrul francez de interne, Christophe Castaner, a anunțat cu o seară înainte că nicio formă de violență nu va mai fi permisă și că poliția va acționa cu fermitate pentru a restabili ordinea în capitala franceză. Un număr mult mai mare de polițiști a fost mobilizat pe străzile Parisului după ce, într-un mesaj postat online de către reprezentanții Vestelor Galbene, organizatorii au avertizat că protestele vor reprezenta un ultimatum dat guvernului și celor puternici. Peste 65 de oameni au fost arestați în prima parte a zilei. Violențele au loc la doar o zi după încheierea marii dezbateri naționale lansate de președintele Macron cu 2 luni înainte. Atunci, liderul de la Élysée li s-a adresat francezilor prin intermediul unei scrisori cu 30 de întrebări supuse dezbaterii, întrebări care au acoperit subiecte precum impozitele, migrația, democrația și chiar ecologia. De altfel, protestele au izbucnit prima oară în luna noiembrie a anului trecut, de la intervenția guvernului de a majora accizele la benzină, o măsură care urmărea în timp trecerea la autovehiculele electrice și la energia verde. Confruntat cu cererile repetate de justiție fiscală și socială venite din partea Vestelor Galbene, Macron a anunțat în luna decembrie, într-un
discurs adresat națiunii, măsuri pentru încurajarea clasei de mijloc. El a decretat atunci stare de urgență economică și socială și a anunțat o serie de măsuri în sensul creșterii puterii de cumpărare, creșterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fără ca acest lucru să-i coste în plus pe angajatori, defiscalizarea orelor suplimentare și anularea creșterii de taxe care fusese impusă pensionarilor cu venituri mai mici de 2000 de euro pe lună. La aproape o săptămână de la accidentul aviatic din Etiopia, a soldat cu moartea 157 de oameni de la bordul aeronavei Boeing 737 MAX 8, compania americană a prezentat cel mai lung avion de pasageri din lume, modelul 777X. Prima aeronavă cu indicativul 777X a fost dezvăluită mai întâi angajaților Boeing, chiar în hangarul folosit pentru asamblarea finală. Evenimentul a fost redus în ceea ce privește promovarea companiei în semn de respect față de victimele accidentului din Etiopia. Noul model are cu 1,44 metri mai mult decât cel mai lung model Airbus. Noua aeronavă va putea transporta între 400 și 425 de pasageri într-o configurație cu două clase de confort. Totodată va putea zbura fără oprire pe o distanță de peste 14.000 de kilometri, iar numărul de scaune instalate în fiecare avion va depinde de preferințele companiilor aeriene în ceea ce privește configurarea interiorului. Boeing promite că avionul va fi cel mai mare bimotor din toate timpurile. Zborul de inaugurare al noului Boeing 777X este programat pentru finalul acestei primăveri, în timp ce primul zbor cu pasageri la bord ar urma să aibă loc în anul viitor. Prezentarea avionului Boeing 777X vine într-un moment de criză pentru constructorul american, după ce două aeronave s-au prăbușit la scurt timp după decolare în ultimele 5 luni. Cel mai recent accident a avut loc acum o săptămână în Etiopia. 157 de oameni au murit. În urma acestor două accidente, toate avioanele Boeing 737 MAX 8 și MAX 9 din lume au fost oprite la sol până se va stabili care este cauza acestor tragedii. Final de jurnal, nu ratați la fix Stock B1 cu Irina Petraru.